Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii DICOT, Biroul Teritorial Gorj, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Vulcan, județul Hunedoara, într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată. Astfel, au fost descoperite și ridicate aproximativ 40 de grame de cannabis, porționate 19 pachete din staniol, un dispozitiv de mărunțit tip grinder, două cântare de precizie, țigări confecționate artizanal, consumate parțial și trei telefoane mobile. Din probele administrate în cauza a rezultat că în perioada iulie 2023-mai 2024 un bărbat ar fi deținut, transportat și vândut diferite cantități de droguri de risc, cannabis și mare risc 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, către consumatori inclusiv minori din județul Gorj. În urma probatoriului administrat, la data de 15 mai anul curent, procurorii DICOT, Biroul Teritorial Gorj, au dispus de reținerea bărbatului pentru 24 de ore și introducerea acestuia într-un centru de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. La data de 16 mai anul curent, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.